În Moldova, la fiecare două zile, o femeie moare din cauza cancerului de col uterin, provocat de virusul papiloma uman sau HPV. Medicii atrag atenția că maladia nu ține cont de vârstă sau de modul de viață, iar boala poate fi depistată din timp cu un simplu test citologic care este gratuit. Apariția cancerului de col uterin este precedat de o serie de anomalii celulare, da? Caracterizate prin diferite schimbări la nivel de col uterin. Cancerul de col uterin este a treia cauză de deces în rândul femeilor din țara noastră, deoarece pacientele ajung prea târziu la medici, când maladia e deja într-un stadiu avansat. Oxana Arceanis și-a făcut primul test citologic în 2017, la recomandarea medicului de familie. Diagnosticul pus a lovit-o ca un trăsnet. L-au dat lacrimile, pentru că de obicei sunt o persoană care nu prea mă, adică practic deloc nu mă îmbolnăvesc, nu m-am așteptat. Mă gândeam că sunt totul bine, adică nu poate să întâmple așa ceva cu mine, dar uite că s-a întâmplat și cu mine. A fost nevoită să se opereze și acum e bine, dar experiența a marcat-o. Medicii spun că incidența cazurilor de cancer de col uterin e mai mare în mediul rural, deoarece femeile de la sate ajung foarte rar la un consult. Și cancerul de col uterin, evident, nu apare peste noapte, nu apare într-o zi, în două zile. El apare pe un fondal deja schimbat a țesuturilor colului uterin. Și este o afecțiune întâlnită des la femei în vârstă de 45-50 de ani, 50-55 de ani. În jurul la 300 de femei din Republica Moldova, anual sunt luate la evidență cu cancerul de col uterin în diferit stadiu. Testul citologic se efectuează gratuit cu trimitere de la medicul de familie. Vestea bună este că acest tip de cancer poate fi prevenit foarte ușor, cu un simplu vaccin care are o eficacitate de aproape 100%. Vaccinul anti-HPV e disponibil în 86 de țări, inclusiv în Moldova, pentru fetele care au împlinit 10 ani și până la vârsta de 26 de ani. Din păcate, la noi în țară, majoritatea părinților sunt reticenți, iar numărul adolescentelor care se vaccinează este foarte mic. În Moldova sunt aproximativ 4300 de femei bolnave de cancer de col uterin. Pentru a conștientiza pericolul acestei boli, săptămâna aceasta în țară se derulează campania națională de prevenire a cancerului de col uterin.